Doamnelor și domnilor, bine v-am reîntâlnit la buletinul știrilor de la Făgăraș, sunt Cosmin Bulzan. Scandal la Ucea de Sus, terenul pe care este construit parcul solar de la Sumerna aduce bani frumoși. Sumele sunt gestionate de Asociația Margini Braniște, care contestă proprietatea unor săteni. S-au format două tabere ce se bat în instanță. Dacă până acum asociația a plătit la toți dividende, în 2015 amenință că cei care nu aduc extrasele CF doveditoare ale proprietății nu mai primesc cei 5.000 de lei anual. Banii au învrăjbit pe sătenii din Ucea de Sus. Parcul solar care a luat ochii întregii zone construit pe pământurile oamenilor a iscat procese pe bandă rulantă. Suma de 125.000 de euro trebuie și în acest an împărțită oamenilor de pe o listă intens disputată. Banii reprezintă dividendele, aproximativ 5.000 de lei de familie. De repartizarea sumelor se ocupă Asociația Margini Braniște, care a închiriat terenul firmei de parcuri solare situate în Sumerna, la poalele munților Făgăraș. Sunt două tabere care își dispută cota de bani de pe terenuri. Președintele asociației ne-a chemat astăzi la Ucea de Sus și ne-a explicat situația la care s-a ajuns, în speranța că sătenii vor ajunge la o înțelegere. Până acum nu am reușit să stabilim calitatea de membru așa cum prevede articolul 9 din statutul asociației. Acest lucru a determinat o serie de nemulțumiri la nivelul cetățenilor din sat, s-au format două grupuri, grupuri care susține revenirea la CFO și grupul care susține rămânerea în baza anexei 51, care este validată de Comisia Județeană de Fond Funciar, care stă la baza obținerii titlului de proprietate pentru această asociație. Olimpia Beca, membru al Consiliului de Administrație în Asociația Margini Braniște, susține că la înființarea asociației în anul 2000 s-au comis unele greșeli, fiind trecute în anexa 51 ca moștenitori și unele persoane care nu sunt moștenitori de drept și totuși iau bani, iar cei care au dreptul nu primesc bani. Așa ceva nu este corect, a spus Olimpia Beca. Pe terenul de 188 de hectare, banii pe care îi primim drept dividende sunt consecința faptului că suntem proprietari. Ori ei primesc bani, cei care nu au dreptul de proprietate, fără să aibă legal acest drept prin CFO 682. Noi să nu putem fi proprietari pe proprietățile noastre? În jur de 10 persoane nu ne-am primit dreptul și avem calitate de moștenitori. Cea mai mare parte a oamenilor, în loc de 100 de ari, au 92 de ari la drept. Membrii asociației sunt nemulțumiți. Susțin că în tabel au fost trecuți 200 de săteni, din care 5 familii dețin două părți. Oamenii vor banii pe pământul lor. Eu vreau dreptul de proprietate al meu, exact două părți care le am la Asociația Margini Braniște și judecata, instanța să-și facă treaba. Deci eu partea mea nu dau la nimeni. Noi încercăm să căutăm prin toate mijloacele și prin bună înțelegere ca să revină la CFO 682, care dă dreptul de proprietate sau de moștenitor urmașilor care cândva au contribuit și au cumpărat această suprafață de teren. În Ucea de Sus s-au format două tabere. Tot oamenii spun că una dintre ele este cea condusă de fostul primar din Ucea, Vasile Silea. Acesta susține că reprezentanții Asociației Margini Braniște, care ar trebui să apere interesele oamenilor, creează instabilitate. Cei din sat au ajuns să se bată din cauza banilor și a dreptului la proprietate. Ne susținem punctul de vedere pentru că toți, chiar în prim, în 1883, când au cumpărat ucenii ăștia de sus, unde doar din 180 sau din 200, doar 17 erau știutori de carte, așa cum le tot spun, și atunci, proștii, în ghilimele fiind spus, au putut să se organizeze, să cumpere 188 de hectare. Și noi acum, deștepți de noi, după 200 de ani, nu suntem în stare să împărțim o brumă de câștig pe care îl avem pe urma pământului care ne vine de acolo. Dar rămite să ne organizăm noi acum să cumpărăm 100 de hectare sau un hectar, să văd dacă îi pot lămuri. Atunci ai putut aia care a fost să-i lămurească să cumpere 188 de hectare. Și din coarnele plugului o plăti valuta austriacă ca
să achite 188 de hectare. Scandalul se mută din nou în instanță, asta după ce mai multe procese pe rol au fost câștigate de tabăra adversă, condusă de fostul primar Vasile Silea, așa cum o numesc membrii asociației. Sunt persoane care susțin că moștenesc două drepturi și că s-au făcut falsuri în acte. Oamenii mai sunt nemulțumiți și de faptul că procesele care curg pe bandă rulantă i-au păgubit cu sume de milioane de lei, pe care le plătesc din propriul buzunar, iar instanța tot nu a reușit să potolească spiritele. Ce spun reprezentanții Asociației Margini Braniște legat de acest subiect al pământurilor de la Sumerna, dar și ce spun cei din cealaltă tabără, adversă, care este susținută de fostul primar Vasile Silea, urmăriți pe larg mâine seară după știri în emisiunea Impact Țara Făgărașului. Combinatul Viromet Victoria ar putea fi salvat. O firmă din Sebeș-Alba s-a arătat interesată de produsele fabricate aici, mai exact de rășini. Recent, patronul Cronoșpan și-a exprimat interesul de a colabora cu Viromet și a vizitat secția de metanol. Acum se negociază posibilitatea încheierii unui contract ce permite mărirea capacității de producție a instalațiilor existente pe platformă. Societatea Viromet Victoria nu se vinde și nici nu se închide, potrivit zvonurilor care se vehiculează în rândul angajaților. Conducerea unității afirmă că recent patronul de la Cronoșpan, SRL Sebeș-Alba, și-a exprimat interesul de a colabora cu Viromet și a vizitat secția de metanol, fiind interesați de producție. S-au deplasat din conducerea Cronoșpan la Victoria pentru o viitoare colaborare. A fost și domnul patron, domnul președinte, domnul Nicolae, pentru această colaborare. Probabil va fi o colaborare pe metanol sau pe paraformaldehidă, dar este doar o tatonare a terenului, încă nu știm precis, probabil din calculele făcute de toată lumea, sperăm să fie o colaborare benefică pentru societate, deoarece vedeți că industria merge destul de prost în această perioadă, gazele s-au scumpit și se scumpesc toate pe zi ce trece, iar competitivitatea scade datorită prețurilor ridicate la materie primă, în special uree și gaz metan, adică metanol. Conducerea de la Viromet a declarat că fabrica din Victoria are mari șanse să câștige de pe urma acestui contract. Astfel, pentru onorarea comenzilor care vor fi mult mai mari ca în prezent, a cumpărat o coloană de distribuție de la fosta fabrică de metanol de la Dolj, care va duce la creșterea producției cu o treime. La Viromet, secția de metanol n-a mai funcționat de la începutul anului trecut, dar nu s-au făcut concedieri. Nu s-a concediat personal, s-au făcut tot felul de calcule de reducere a consumurilor, a costurilor, până la o limită suportabilă, când dacă nu se mai poate, atunci se va lua o decizie în acest sens la momentul respectiv. Recent, doi reprezentanți de la Cronoșpan din Sebeș și patronul combinatului chimic Ioan Nicolae au vizitat combinatul din Victoria. Deocamdată totul este la stadiul de găsire al unor oportunități de colaborare pentru cele două unități industriale. Ar fi o șansă pentru combinatul din Victoria, care de câțiva ani nu mai lucrează la întreaga capacitate. Este una din sursele de venit ale locuitorilor de aici, orașul monoindustrial fiind atins serios de șomaj. Peste 100 de elevi de gimnaziu au participat la Olimpiada Județeană de Limba și Literatura Română, care s-a desfășurat la școala din Hârseni. Această competiție s-a adresat tuturor copiilor care învață în instituțiile de învățământ din mediul rural și care sunt pasionați de română. În organizare s-a implicat și primăria și asta deoarece, spune edilul șef, la Hârseni se face carte, iar copiii se bucură de o școală cu dotări moderne. Etapa județeană a Olimpiadei a strâns sâmbătă la Școala Generală de la Hârseni peste 100 de elevi de gimnaziu, exclusiv din mediul rural. Au venit copii din Voila, Bot, Cristian, Lunca, Câlnicului, dar și din zona Făgărașului, cu rezultate bune la limba și literatura română, care au vrut să-și confirme pregătirea la această Olimpiadă Națională intitulată Universul Cunoașterii prin Lectură. Avem 13 școli participante. În marea majoritate copiii sunt prezenți. E o onoare pentru noi. Organizarea este impecabilă. Să fie la fel și rezultatele. Câți copii s-au înscris? 115 elevi. Din tot județul, chiar de la Lunca Câlnicului, Bod, Cristian, dar este un concurs specific pentru mediul rural. Deci nici de cum copii din mediul urban. Mulțumesc inspectoratului că ne-a selectat ca școală organizatoare, deoarece și școala are un beneficiu prin a-și face
o imagine prin acest demers de olimpiadă. La Hârseni a avut loc doar etapa județeană. În urma rezultatelor obținute, 4 elevi vor reprezenta mediul rural brașovean în etapa națională, care se va desfășura la sfârșitul lunii mai. Prin această olimpiadă se dorește ca elevul din mediul rural să-și dezvolte competențele de lectură, cât și o punere în relația acestuia cu textul scris. Suntem la etapa județeană a Olimpiadei Universul Cunoașterii prin Lectură, una dintre cele 9 olimpiade de la disciplina Limbă și Literatură Română, pe care o coordonez la Inspectoratul Școlar Brașov. Este o olimpiadă care se adresează mediului rural, copiilor din mediul rural, pentru că adesea ei nu au posibilitatea să ajungă la olimpiadele celelalte de profil datorită distanței. Singurul impediment ar fi problema distanțelor, nu a capacităților intelectuale. Adesea la sat sunt copiii mai dotați decât în Buricul Târgului, să zicem. Proba constă în studiu pe text, texte date, texte la prima vedere, cu probleme de semantică, vocabular, de literatură și de creație. O probă de 2 ore. Organizarea competiției școlare a fost susținută cu fonduri de la bugetul local al primăriei Hârseni. Primarul Mihai Oltean susține că este o onoare pentru localitate să fie gazda unui astfel de eveniment. Primăria Hârseni împreună cu Consiliul Local au alocat ceva sume din bugetul local pentru desfășurarea acestei olimpiade ca să fie cât mai utilă copiilor care au venit din tot județul Brașov. Sper să fie măcar unul, dacă nu mai mulți, să mergem și la faza națională ca să scoatem în evidență mai mult școala generală din Hârseni, care cred că în județul Brașov este printre primele școli. Mă refer ca la dotarea cu ceea ce au nevoie, de ceea ce au nevoie copiii în ziua de astăzi. După cele 2 ore, atât cât a durat concursul, elevii au ieșit zâmbitori din sălile de clasă. Pasionații de limba română au rezolvat cerințele din această etapă a concursului și au considerat că subiectele au fost ușoare, în special pentru cei care s-au pregătit. A fost foarte ușor, nu mi s-a părut deloc greu. Mi-a plăcut de la partea a treia că am avut de făcut un dialog cu o carte. Aia a fost super. În rest, chiar nu a fost greu deloc. Au fost subiecte ușoare. Și a fost ok pentru că au fost de lucrat pe texte, nu a fost gramatică. Cred că m-am descurcat bine, au fost ușoare. Ce ai avut de scris? A trebuit să scriu 2 compuneri. Trebuia să mai scriu încă niște compuneri din 40-50 de cuvinte. Și te pregăti mult pentru această olimpiadă? Nu prea, a fost ușor. Olimpiada Universul Cunoașterii prin Lectură este organizată de Ministerul Educației Naționale și are ca obiectiv asigurarea egalității de șanse, atât pentru copii cât și pentru dascălii din mediul rural, oferindu-le afirmarea. Având în vedere faptul că aceste olimpiade se desfășurau în alte județe, organizatorii susțin că elevii din mediul rural nu aveau posibilitatea să se deplaseze cu ușurință la concursuri. Săptămână de foc pentru viitorii absolvenți de a 12-a. De astăzi și până vineri ei trec prin probele simulării examenelor de bacalaureat. La prima testare din această zi, în școli au fost restricții, exact ca la examenul propriu-zis, adică acces doar până la ora comunicată candidaților, fără materiale de inspirație sau telefoane mobile și camere video în săli. Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat din acest an pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a au început astăzi cu proba la limba și literatura română. Elevii au intrat în săli până la ora 8:30, iar testarea a început de la ora 9. Exact ca la examenul real, candidații nu au avut voie să părăsească spațiul de examinare înainte de ora 10:30. Aceștia au avut la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Conform modificării aduse în desfășurarea bacalaureatului, elevii de la liceele tehnologice cu cele mai slabe rezultate la sesiunile anterioare au avut subiecte diferite de ale celorlalți elevi la matematică, iar profesorii supraveghetori au fost de altă specialitate decât cea de examen. Elevii nu au avut voie să intre în săli cu materiale din care se pot inspira pentru rezolvarea subiectelor sau cu telefoane mobile. Sălile de examen și de corectare a lucrărilor au fost monitorizate video. Mâine, elevii care învață în limbile minorităților susțin proba la limba și literatura maternă în 4 martie.
martie la proba obligatorie a profilului și în 6 martie la proba la alegerea profilului și specializării, numai pentru elevii clasei a 12-a. Afișarea rezultatelor la simularea bacalaureatului este programată în data de 12 martie. Examenul propriu-zis de bacalaureat din acest an va fi organizat în două sesiuni, respectiv în iunie-iulie și august-septembrie, sesiunea de toamnă. Ediția de astăzi a știrilor cu cele mai importante informații locale se încheie aici. Vă reamintesc că pentru a ne urmări și pe internet, vă stă la dispoziție adresa website-ului nostru impactfăgăraș.ro și pagina de Facebook Impact Făgăraș. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Nova TV. După publicitate, urmăriți interviul săptămânii, realizat cu primarul Comunei Hârseni, Mihai Oltean. Toate cele bune!